Și a venit coletul de la farmacia Tei. În sfârșit, a venit foarte, foarte repede. Este luni seara la momentul la care filmez eu acum. Și l-am desfăcut în afara camerei pentru că am avut un pic emoții. Stai să vă arăt că e uleios aici. Cred că a curs ceva și vreau să văd ce a curs. Dar am zis că dacă tot l-am desfăcut, haideți să ne avântăm împreună în el. A venit crema asta de mâini, mă așteptam să fie un pic mai mare, de la Ziaja, vedem cum este, o desfacem și o încercăm. A mai venit mini crema de hidratare pentru față, de la The Ordinary, pe care o folosesc eu de fiecare dată, dar v-am mai spus asta oricum și în vlogul în care v-am arătat că mi le comand. A venit și Carmex-ul pe care mi l-ați recomandat și l-ați ridicat în slăvi în momentul în care v-am spus eu de crema mea de gălbenele și am zis să încerc și eu balsamul ăsta de la Carmex, îl punem și pe acesta deoparte. Da, salvarea mâinii lor, picioarelor, pielii uscate, ceraveul. Ce bine că a ajuns ăsta. Ce am aici? Ce-i asta? Nu am comandat asta. Cred că e o pastă de dinți? Da, nu am comandat-o pe asta. Bănuiesc că e un fel de cadou sau ceva în plus, nu știu. Dar eu nu am comandat-o, trebuie să mă uit pe bon. Moarte părului de pe picioare. A venit și, au venit și lamele de ras de la Gillette. Ia să vedem mai departe și mai avem aici două chestiuțe împachetate, dar cred că uleiul acela scurs nu era din coletul meu, ceea ce nu poate decât să mă bucure și să-mi pară rău de cel căruia chiar i-au curs produsele în momentul în care le-a primit. Am nevoie de un cutter aici ca să vă mai arăt, am și uitat ce mi-am luat. M-am folosit de cutter și am descoperit că mi-am luat acid lactic 5%, sunt curioasă de ăsta, îl voi pune din seara asta la încercare, cred că de două ori pe săptămână o să-l folosesc, vedem în funcție de cum se comportă tenul meu. Mai am acid hialuronic pentru că se termina al meu, mai am aici squalan din același considerent, se termina al meu și aveam nevoie de unul și mai am aici ser cu vitamina C 12%, sunt chiar curioasă de ăsta, nu cred că îl mai am, nu cred că l-am mai folosit niciodată. Da. Cam asta este toată comanda mea de la farmacia Tei. Asta este prima masă pe care o mănânc pe ziua de astăzi, pe lângă cocos, rulada cu cocos pe care v-am arătat-o mai devreme. Mi-am făcut niște paste pesto cu roșii și ce voiam eu să vă arăt este că din experiența mea, în cazul în care vreți să vă faceți paste acasă și nu aveți timp să faceți pesto în casă, cel de la Barilla, cel roșu sau cel verde este cel mai bun de pe piață, din câte am încercat eu și am încercat câteva sosuri pesto, că de obicei le cam cumpăr gata făcute, spre rușina mea. Yummy! Mă duc la Asia Express cu pastele și cam asta este seara mea. Bună dimineața! Eu tocmai ce m-am trezit și voiam să vă arăt pe nebunica asta care e atât de inteligentă încât s-a băgat singurică sub plapumă. Băi, nebunică mică! Ești frumoasă, băi! Ești frumoasă! Doa! Cea mai frumoșică! Ne trezim? Nu ne trezim! Și ghiciți ce mănânc eu la micul dejun. Mi-am tăiat deja două felii de ruladă și în cazul în care vă întrebați cât mai este din ruladă, mai avem jumătate. Astăzi cred că se termină, nu cred că mai rezistă mult. Mănânc asta și apoi mă apuc musai, neapărat acum, pentru că iar o să rămân fără mâncare, să gătesc. Cred că o să fac ceva pilaf, ceva orez cu pui și apoi să dau o comandă la Bringo sau înainte comandă la Bringo și apoi gătesc. Vedem. Prima oară mănânc ruladă, că m-am trezit cu gândul la ea. Bună dimineața! Iată că ne revedem și astăzi cu forțe proaspete. În sfârșit m-am odihnit și eu și sunt un pic mai bine astăzi, pentru că deja am ajunsese așa un pic oboseala. Astăzi am zis că dacă tot au venit produsele de la farmacia Tei, aseară vi le-am și arătat pentru că n-am mai putut de răbdare și am deschis acolo cu voi. Încerc astăzi pentru prima oară serul acesta cu vitamina C. Eu mai aveam o vitamina C, dar nu prea am folosit-o și mi se pare mie că este un produs care e ușor mai instabil și atunci în momentul în care trec câteva luni nici că o mai folosesc. Cred că am și aruncat-o de fapt, pe cea pe care nu am mai folosit-o. Ok, și acum, rutina mea de dimineață începe așa, o facem aici pe covor, pentru că așa suntem noi de obicei în vlogul ăsta, pe podea întinse, dacă se poate. Rutina mea de dimineață constă în hidratare, în primul rând. Cam asta este tot ceea ce fac și încerc să iau produsele pentru că le-am pus după oglindă și
Nu le văd. Lăsăm produsele pe care le-am încercat aseară deoparte, inclusiv acidul lactic, pentru că vă povestesc la final, după ce termin eu de aplicat toate produsele pe față, m-am spălat pe mâini, mi-am demachiat fața și haideți să începem. Prima și prima oară aplic serul acesta cu vitamina C. Nu miroase a nimic, în mod evident. Nu are nicio culoare, în mod evident, și încerc să-mi aplic pe față. Wow, ce textură faină are! Seamănă cu acidul hialuronic, te-ar putea chiar păcăli dacă n-ai ști. Dacă nu te uiți bine pe etichetă, te poate păcăli textura asta. Evit să pun pipeta direct pe piele, pentru că mi se pare că se contaminează, dacă pot spune așa, adică poate dezvolta mai ușor bacterii și atunci eu niciodată nu pun pipeta direct pe piele, ci pun așa la câțiva milimetri, câțiva centimetri chiar de piele uneori. Aștept un pic să intre serul ăsta în piele și în timp ce aștept, vreau să vă... Haideți să vă arăt ceva, de fapt. Vreau să dau așa măcar 5 minute între produsele pe care le aplic. Aseară am primit un colet cu o cupă menstruală. Aceasta este de aici. Este prima cupă menstruală făcută în România. Știți că am mai făcut eu videoul, cred că prin ianuarie l-am făcut, cel cu cupele menstruale, în care vă povesteam și încercam eu o cupă menstruală și încerc acum să găsesc cutterul ca să o și desfacem. Este prima cupă menstruală făcută în România, 100%, se cheamă Sublima. Ea arată cam așa și voiam să o aduc în discuție ca să... ok, e prinsă și aici. Ca să știți și voi despre ea, citesc aici un pic pe spate, că este sănătoasă, respectă normele de igienă intimă, neafectând flora vaginală sau pH-ul, contribuind astfel la menținerea unei stări de sănătate optime. Este ecologică, contribuie la diminuarea poluării mediului înconjurător, pentru că o cantitate imensă de deșeuri sunt sau provin, mai bine spus, din absorbantele pe care noi le folosim. Este practică, oferă 8 ore de protecție, se poate utiliza în timpul desfășurării oricărei activități și elimină costurile pentru că poate fi folosită pe termen lung. Și acum o deschidem, este mărime unică, așa că o să vedem despre ce e vorba. O luăm de aici pentru că sunt curioasă să văd cât e de moale. Ok, e o cupă menstruală ușor mai rigidă, ușor mai tare decât cupa menstruală pe care o am eu de la Intima. Și mai are ceva aici, un săculeț și un prospect. Un săculeț foarte fain. Din in sau din ce e săculețul ăsta, oricum e dintr-un material natural. Ok, și mai avem aici un ghid de utilizare. Ce este cupa menstruală, cum se folosește, asta deja știți dacă mă urmăriți pentru că avem video dedicat în totalitate cupei menstruale, cum se introduce. Nu o să insist foarte mult pe informațiile astea tehnice, că aici în instrucțiuni povestește despre cum ar trebui să o folosești. Voiam să văd cam cât e de rigidă și are și forma diferită față de a mea. A mea este... O am aici. Aș putea să vă arăt pe cealaltă. Ia stați un pic. De la Intimina este cupa mea, în cazul în care am zis altceva. Cred că n-am zis altceva, dar e posibil să mai pocesc numele de branduri oricum. Ok. Asta este cupa mea menstruală pe care eu o am deja și știți că v-am povestit despre ea. E roz, e drăguță și este o cupă menstruală pliabilă și v-am arătat și atunci că se pliază. Bine, acum mai greu, dar așa, este pliabilă, adică e ușor de transportat, ușor de folosit. Este foarte, foarte moale sau nu? Nu, cred că e la fel de tare, mi se părea un pic mai rigidă, dar nu. Este la fel de tare și asta făcută în România. Și dacă vedeți, cred că asta colectează o cantitate mai mare de lichid decât cealaltă, nu sunt sigură, dar dacă vedeți, ele sunt diferite ca formă și chiar voiam să îmi comand și eu una din asta, pentru că n-am încercat niciodată forma asta. Nu știu dacă e mai ușor de introdus, dacă e mai ușor de scos. Pistilul acesta se poate tăia în cazul în care vă este prea mare. Sunt chiar curioasă să văd. Ce-mi place la ea este că nu e colorată. În general, uite și aici am fost un pic sceptică cu rozul ăsta. În general, nu neapărat că e bine, dar dacă ești mai sensibilă, dacă vrei tu să ții lucrurile așa într-o zonă foarte safe, foarte sigură, e bine să-ți alegi niște cupe menstruale care nu sunt colorate, chit că poate să arate un pic mai scârbos în momentul în care o scoți, deși eu nu, eu
asta depinde de la persoană la persoană. Eu, mie nu mi se pare deloc scârbos, mi se pare un lucru firesc, un lucru normal, menstruația, sângele, nu mi se pare nimic care să-mi provoace repulsie, dar sunt persoane și persoane, persoane care sunt un pic mai sensibile la subiectul ăsta, sunt chiar curioasă. Vedem, o punem la încercare, că mai durează un pic și trebuie să o încerc și vedem cum este, sunt și eu curioasă, o să o las în săculețul ei până atunci și în cutie, că nu mi-are o pasiune pentru cupele astea vaginale și nu numai, pentru orice care este cauciucat, siliconat, inclusiv cum îi se cheamă, instrumentul acela de care îmi scapă numele total, am un instrument în baie, instrument e prea mult spus, e prea tehnic cuvântul, este tot un fel de pad din silicon pe care îmi spăl pensulele și de fiecare dată aproape, în fiecare noapte, în zilele în care îl găsește Nubi, se plimbă cu el prin casă, îl găsesc la ușa de la intrare și tot așa. Oricum, sunt chiar curioasă de cupa asta menstruală și mă bucur mult că am două acum, pentru că chiar ziceam că ar trebui să-mi comand, să le am așa de schimb și sunt chiar curioasă care mi se pare mai confortabilă. Vă țin și pe voi la curent oricum. Am revenit, între timp mi s-a terminat și bateria de la cameră, am schimbat bateriile, m-am și spălat pe mâini ca să pot continua cu întinsul produselor pe față. Folosesc apa termală de la Aven, o pun pe toată fața și un pic pe gât și acum aplică acid hialuronic. Acid hialuronic este acesta de la The Ordinary, toată lumea îl știe, toată lumea îl folosește aproape. Și întind acidul pe față, pe buze, neapărat. Eu pun acidul hialuronic pe buze și toate produsele de hidratare le pun și pe buze. Ce somn mă ia în momentul în care mi-aplic toate produsele astea pe față. Apropo de asta, că tot suntem aici, să vă zic și de faptul că în sfârșit am putut să dau comandă la Bringo. Mi se pare că aplicația merge din ce în ce mai bine. Am plasat și eu o comandă acum și aștept să vină de vreo 2 ore. Dacă ne încadrăm în timp, facem salată de icre. Este o salată de icre... Și uite cum mi-a venit ideea, ca să trec așa de la un subiect la altul. Ieri mi-am cumpărat salată de icre și am gustat-o și parcă nu e chiar atât de bună, nu-mi place chiar atât de mult și am zis ok, trebuie să fac eu salată de icre. Am o rețetă de la mama mea cu cartofi. Nu știu dacă voi o faceți la fel ca mine, tot cu cartofi. Am văzut la Jamila că ea face cu pâine înmuiată în lapte, dar n-am făcut niciodată, eu o să vă arăt rețeta mea cu cartofi fierți, care este foarte, foarte bună. Așa că dacă ajunge în timp util livratorul, poate chiar o facem împreună și vedeți și voi despre ce e vorba și încercați și voi acasă, că sigur, sigur o să vă placă. Iau scoalanul meu e pe terminate, este de la Revox și îl aplic pe toată fața. Scoalanul este ușor mai lichid, așa că prima oară îmi place să-l pun în palmă și apoi pe față. Am primit și un mail, mă mai uit și la telefon din când în când. Am terminat și cu scoalanul și acum ce mai am de făcut este să aplic crema și cam atât. Hai întâi să aplic balsamul ăsta de buze, despre care iarăși voiam să vă spun câteva cuvinte. Mi-ați recomandat voi balsamul de buze de la Carmex, în condițiile în care eu vă ziceam de nenumărate ori că eu folosesc cremă de gălbenele. Și aseară m-am dat prima oară cu el. Vai, și-au început să mă usture buzele, dar un usturat așa plăcut. E un balsam mentolat, așa că s-ar putea să vă dea așa o ușoară senzație de usturime, dar este o usturime care va aduce confort, adică face buzele să se relaxeze. Nu știu să vă explic exact. Prima oară când am văzut că este mentolat, am luat așa balsamul și am zis ok, poate am comandat un produs greșit, pentru că eu n-am mai citit pe el ce este, cum este. Am citit atunci pe site, direct l-am desfăcut și m-am dat cu el pe buze și m-am uitat așa de două ori la el și am văzut, nu, stai un pic că este balsam pentru buze, nu te ustură, nu te doare, nu vă gândiți la asta, dar este, știți ce mi-aduce aminte? În ambalaj nu miroase așa de tare, dar în momentul în care îl pui pe buze, miroase a alifie chinezească. De asta mi-aduce mie aminte balsamul ăsta de buze. Și am rămas așa un pic șocată. Am zis, stai un pic că poate nu-i de buze totuși. Chiar miroase a alifie chinezească, ușor mai parfumată decât alifia chinezească, dar este foarte bun până acum. N-am nicio problemă, nimic de spus rău la adresa lui, dar doar că trebuie să știți și să vă așteptați că este ușor mentolat. Eu nu m-am așteptat la asta, obișnuită fiind cu crema de gălbenele, care n-are nici gust, nici miros, nu simt nimic în momentul în care o aplici, pisicile mele, nu știu, vor să deschidă un dulap, în fine. Aplic și crema hidratantă, asta este crema pe care eu o folosesc de fiecare dată, de data asta n-am mai găsit în tub mare, așa că ne mulțumim cu tubul ăsta mic.
cremă de ochi nu am, trebuie să investesc ceva bănuți sau să fac un pic de research, să mă documentez un pic pentru o cremă de ochi faină. Știu că voi mi-ați mai spus și de cea de la... stați că uit tot timpul, au ei magazin în Afi, cea cu avocado, nu mai știu exact de la ce brand, dar au magazin în Afi, asta știu sigur. Nu mai știu, în fine, o să scriu pe ecran că nu mi-aduc aminte aici și dacă mi-aduc aminte o să vă zic. Știu de crema aceea cu avocado, mai știu că este bună și crema de la Shiseido, am văzut că o folosește Monica tot timpul, Monica Palcău, și chiar curioasă să văd cum e, să mi-o comand și eu, să văd dacă îmi place, dacă nu îmi place, sunt foarte curioasă. Asta este, m-am dat și cu cremă pe față și acum sunt gata să mă apuc să gătesc. Ce altceva să fac în perioada asta? Oricum nu mai am nimic de mâncare, tot ceea ce mai am în frigider este prăjitura pe care v-am arătat-o ieri. Haideți totuși să-mi aplic și cremă de mâini. Îmi alunecă toate astea din mână acum, ca mâinile uleioase de la toate cremele pe care mi le-am aplicat. Ați văzut, ăsta este ritualul meu de dimineață. Asta este o cremă de la Ziaja, o cremă de mâini reparatoare. Ați văzut-o și în momentul în care am desfăcut, cred că am ceva fir de pisici pe undeva, că mă cam gâdilă. Ați văzut-o și în momentul în care am desfăcut-o. E făinuță, nu știu dacă foarte faină. Ideea este că mâinile mele sunt într-adevăr normale acum și cred că le vedeți. Nu mai sunt roșii aici din cauza pielii foarte uscate. Dar iarăși nu pot să vă zic dacă este efectul cremei acesteia sau celelalte de la CeraVe, pentru că le-am folosit pe ambele. La distanță de o oră le-am folosit pe ambele. Fix a dav miroase, ceea ce mă bucură, pentru că eu prima oară când am văzut cu extract din lapte de capră, am zis asta e, să vezi ce miros aici, mă știți pe mine că sunt o mare fană lapte, nu-mi place deloc laptele, nu-mi place mirosul lui de fapt, nici gustul, că nu pot să trec peste miros, altfel poate mi-ar plăcea, dar miroase chiar a dav, miroase a curat așa, exact ca săpunul dav, săpunul de mâini solid sau lichid, e același miros. Nu pot zic că îmi displace, mi se pare un miros clasic, chiar mi se pare un miros clasic. De obicei nu prea-mi plac cremele pentru mâini foarte parfumate sau care au miros de parfum. Uite, știți că am primit în mystery box-ul de la Marionaux crema aceea de la... De la Aura, îi spune, de la Thierry Mugler. Nici nu pot să o folosesc seara, nu pot să mă pun parfumată în pat, mi se pare că nu mă mai pot odihni deloc. Mă ia durerea de cap, dar eu sunt sensibilă oricum la mirosuri, asta nu e valabil pentru toată lumea, că am prietene care se dau cu creme extrem de parfumate seara și dorm fără nicio problemă. Eu nu prea pot, am problemă cu mirosurile, vedeți că și produsele pe care eu le folosesc pentru față, în general, sau pentru mâini, nu prea au parfum. Crema asta de mâini e singura care are parfum și pe care o folosesc. Și din câte văd până acum, e chiar ok. Se absorbe repede în piele, nu lasă peliculă uleioasă, hrănește pielea pentru că pielea mea arată ok în momentul de față. Și cam atât. Și vreau să vă mai zic câteva cuvinte despre acidul ăsta lactic, pentru că aseară am fost la prima folosire. Nu știu dacă voi ați încercat, dacă nu, dar cred că v-am mai zis eu de nenumărate ori că eu stau cam prost la capitolul acid și la capitolul îngrijirea pielii atunci când este să intru mai adânc în subiect, adică să folosesc acizi, exfolianți chimici, retinol. Nu, prefer să stau un pic departe de lucrurile astea pentru că nu stăpânesc foarte bine informația, nici nu m-am documentat foarte mult, în fine. Ideea este că am folosit prima oară seara acidul ăsta lactic și simți așa o ușoară furnicătură. Am încercat să-l las undeva la 10 minute din momentul în care l-am aplicat până în momentul în care am venit cu acidul hialuronic peste. Am simțit așa ușoare furnicături în față, plăcute de altfel, dar eu cred că pentru mine, pentru nevoile mele, îl voi folosi maxim de 2 ori pe săptămână, în niciun caz zi de zi. Văd că el poate fi folosit o dată pe zi seara, de preferat, dar dar asta bănuiesc că dacă ai un ten cu tendințe de îngrășare sau poate cu tendințe acneice, asta repet, din informațiile pe care le mai am și eu și din ce am mai citit în stânga și în dreapta, sunt eu neinformată, dar nu sunt atât de neinformată. Sunt neinformată pentru nivelul meu de așteptări pe care le am eu de la mine și atunci prefer să stau departe de produsele pe care nu le stăpânesc. Dar uite, citeam un lucru interesant, nu știu dacă e bine să-l spun pe vlog sau nu, pentru că s-ar putea să vă influențeze pe voi, dar citeam un lucru aseară în timp ce
să mă documentam un pic despre acidul ăsta lactic. Îl aplici 3 seri la rând și apoi 3 seri nu mai aplici nimic, doar hidratare, pentru că acidul ăsta lactic îți exfoliază ok pielea, îți exfoliază straturile astea de piele moartă, dar și dă așa un boost, îi dă un brânci pielii ca să creeze și să facă acolo celule noi care evident au nevoie de hidratare. De altfel, de asta nici nu e indicat să-l folosești dimineața, pentru că ieși afară, te expui la soare, celulele noi sunt sensibile la soare, sunt fotosensibile și atunci poți să faci pe față pete pigmentare. De asta este și indicat să-l folosești seara și nu dimineața. Și uite, așa v-am vorbit o grămadă despre produsele astea de skincare. Voiam să mai menționez înainte de a termina cu produsele astea de îngrijire a pielii, că puteți să comandați liniștite de pe farmacia Tei. Eu am comandat vineri și a venit luni. Ținând cont că a fost weekendul sau joi și a venit luni. Oricum, ideea e că weekendul nu se pune și că a venit foarte, foarte repede în câteva zile. Trebuie să recunosc că nu m-am așteptat și m-a surprins și mă bucur foarte mult și voiam să zic așa pe vlog, pentru că am citit atunci și știți că dacă mă urmăriți vlog de vlog, am citit și scrie acolo la ei pe site că s-ar putea să proceseze mai greu comenzile. Cred că mi-a intrat un pic de scoală în ochiul ăsta, că văd așa în ceață cu un ochi. Și scrie acolo la ei pe site că pot fi chiar și până la 2 săptămâni timp de procesare a comenzilor și eram așa un pic sceptic. Dar au ajuns foarte repede, bănuiesc că totul este în regulă. Voiam să anunț asta pe vlog. Momentan, cred că mă pun să editez ce am filmat până acum, ca să fim așa pe repede înainte și apoi aștept să vină comanda de la Bringo. Să iau eu telefonul, să vedem unde este, dacă a plecat de la Carrefour, dacă nu, să vedem dacă ne încadrăm în timp. Nu a plecat de la Carrefour, am dat comanda, de fapt a fost preluată comanda la 11, momentan este 2 și mi s-a spus că undeva în jur de 3 ore, 4 ore, cam așa, voi aștepta. Și dacă vine în timp util, facem micre, pentru că nici eu nu am nimic de mâncare în frigider și atunci le facem împreună. Gata, v-am pupicus, ne vedem un pic mai târziu. De fapt, nu pupicus, pentru că am uitat să vă mai zic ceva. În cazul în care sunteți interesate, în mod evident, eu sunt și deja sunt acolo cu comanda aproape plasată. Cei de la Elefant au 50% reducere la cărți. Au un cod ei de 50%, Books50 sau nici nu mai știu. Și la cele în engleză, English45. Am văzut și eu astăzi pe site, pentru că eu trebuie să-mi comand de la ei fondul de ten pe care voi mi l-ați recomandat. Încă nu am plasat comanda. Vreau să mi-l comand, trebuie să-mi comand concealer, am zis să încerc și un rimel și uite așa s-a făcut coșul atâta. Și am văzut că au și reduceri la cărți și... Acum cred că o să iau așa un pic laptopul în brațe și o să mă uit care sunt cărțile care intră în promoție și e clar ce o să facem, o să mai luăm niște cărți. Și în momentul de față este ora 5:17, livratorul meu este încă aici la Carrefour, trebuia să fie livrată comanda la ora 2:20, dar asta este o perioadă complicată și ei au programul foarte aglomerat, însă... Ceea ce este nasol și stați un pic să întorc camera ca să ne vedem că eu sunt aici pe canapea, haide să ne deblurăm, gata. Ceea ce este nasol este că nu voi mai apuca să fac în seara asta pentru voi și să vedeți și voi cam cum fac eu salata de icre, pentru că ajunge foarte târziu, videoul meu trebuie să fie la ora 8 pe canal. Prin urmare, din păcate, aici închidem videoul de astăzi. Știu că nu este un video chiar atât de dinamic, dar nici ziua asta nu a fost foarte dinamică. Trebuie acum să mă mai ocup un pic de editarea videoului și apoi să până se procesează, până se abladează, ajunge la voi la ora 8, nu mai am timp de nimic, așadar... Asta este, cel mai probabil vedeți voi salata de icre, că nu vă las fără ea, că sunt sigură că o să vă placă. În vlogul de mâine, în seara asta, trebuie să o fac, nici nu știu ce să fac de mâncare astăzi. Îmi luasem și ingrediente pentru shawarma și mă refer aici la legume, la varză, pentru că mi-o poftă de shawarma și am niște lipii luate de... undeva, cred că săptămâna trecută, la ultima comandă pe care am pus-o la Bringo și n-am apucat să le mănânc cu nimic, pentru că nu prea am mai făcut nimic, doar dulciuri în ultimul timp. Și asta este, cred că mai fac o porție de paste, pesto, că n-am mâncat nimic în afară de ruladă până la ora asta. Ups! Îmi fac o porție de paste pesto, termin videoul de editat și ajunge la voi în seara asta și mâine ne vedem cu mai multe lucruri pe video, cu un video ușor mai dinamic. Eu v-am pupat, vă mulțumesc mult, mult de tot că v-ați uitat și astăzi. Mulțumesc că sunteți alături de mine aici în fiecare zi la ora 8, contează extrem, extrem de tare. Mă face și pe mine să încerc să găsesc subiecte interesante zi de zi. Apropo de asta, încă n-am apucat să mă uit în totalitate pe Elefant, vreau să mă uit și acolo să plasez o comandă și cam atât. Gata, v-am pupat, iar noi ne revedem mâine la ora 8 cu un alt video. Aveți grijă de voi, pupici, pa!